Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania Estrate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu și la ziua 12 din Bookmas! Astăzi am ajuns la jumătatea Bookmasului. Nu-mi vine să cred. Ca să sărbătorim, am aici o invitată foarte, foarte specială alături de mine. Dacă auziți pe cineva că mormăie, să știți că este ea. Dragilor, m-am gândit așa pentru astăzi. Acum două zile am postat acel Q&A și am avut șansa să răspund la multe dintre întrebările voastre, pentru care încă o dată vă mulțumesc. Astăzi însă vom face un tag de Crăciun, cu ajutorul căruia veți răspunde și voi la întrebări despre sărbători. Sigur că voi răspunde și eu, dar ceea ce este cel mai important este că veți găsi toate întrebările, ca de obicei, în descriere și dacă vreți, dacă vă face plăcere și dacă aveți timp, puteți răspunde și voi. În felul acesta, comunitatea poate afla alte răspunsuri, alte perspective, tradiții. O să fie un book tag foarte, foarte distractiv, foarte amuzant și, bineînțeles, cu specific crăciunesc, crăciunistic, pentru Crăciun. Așadar, haideți să îi dăm drumul, să intrăm direct în pâine. Și prima întrebare este... un dar pe care l-ai primit sau pe care vrei să îl primești anul acesta. Așa cum am spus deja de multe ori, eu am primit un dar pe care mi l-am dorit. Sigur că vor urma și alte cadouri, știu că sună ca și cum ne lăudăm, dar asta este, vor urma din fericire. Cadoul pe care l-am cerut eu au fost cele trei cărți din seria The Bronte Mysteries, pe care nu le-am mai avut traduse în română, așa că mi le-a comandat Moș Crăciun, au venit în engleză și le găsiți... în clipurile trecute, probabil că deja le-ați văzut, sunt absolut superbe și de-abia aștept să încep să le citesc. La alte daruri nu m-am gândit încă, aștept să fiu surprinsă. Partea aceasta de mister face parte din farmecul cadourilor de Crăciun. Vom vedea la ce se gândește Moș Crăciun, că ne trebuie, că ne va distra și așa mai departe și așa mai departe. Mergem la următoarea întrebare, o gustare... preferată de această sărbătoare pe care vrei să o încerci în fiecare an. Ei bine, poate că vă gândiți la ceva dulciuri, la vreun cozonac, la vreun tort, la vreo prăjitură. Însă, să fiu sinceră, acum sper să nu vi se pară scârbos, gustarea mea preferată, mâncarea mea printre preferate, de fapt, de Crăciun, este caltaboșul. Pentru că se face doar o dată pe an. Sau, cum spune soțul meu, gâldăbaș. Depinde din ce parte a țării sunteți. Cert este că mie îmi place foarte mult caltaboșul și la noi în familie se consumă cu covrigi. Nu știu dacă și la voi la fel. Deci în apa aceea în care se fierbe caltaboșul, după ce s-a fiert, bineînțeles, fix înainte să se consume, se înmoaie covrigi din aia de colindat. Și se lasă acolo un pic la muiat și se consumă alături de caltaboș. De-abia aștept. Ce să fac? Asta este. Într-adevăr, sunt toate mâncărurile bune, sarmalele sunt bune, salata de bœuf e bună, tobă pentru cine mănâncă sau, nu știu, piftie, dacă aveți timp să faceți, pentru că se face foarte greu și aia. Dar pentru mine caltaboșul va rămâne specific Crăciunului 100%. O amintire a acestei sărbători din trecutul tău, bineînțeles una frumoasă pe care nu o vei uita niciodată. Sunt mai multe și de când au apărut nepoatele, cu siguranță că sunt și mai frumoase aceste sărbători, dar eu am o amintire foarte specială chiar de anul trecut, când am instaurat în cadrul familiei noastre zilele de jocuri. Am început să ne jucăm. Adică, nu ne jucăm doar jocuri de societate. Știu că a adus sora mea la un moment dat și un joc care era foarte, foarte interesant, ceva cu muzică. Ne jucăm și altfel de jocuri care efectiv ne pun la treabă imaginația, sunt foarte distractive. În cazul în care aveți un grup de oameni care acceptă să participe, pentru că știu că uneori este greu, nu ezitați. Să vă dau câteva exemple și anul acesta am și mai multe și de-abia aștept să le jucăm. Spre exemplu, știți fundițele acelea, dar bineînțeles că se pot adapta toate produsele astea de recuzită.
Fundițele acelea care se folosesc fie la cadouri sau la buchetele de flori, cum era odată. Ei bine, eu am avut acces la multe astfel de fundițe pe care le-am pus pe o masă și legați la ochi, pe rând, trebuia să încercăm să punem cu ajutorul unei spatule cât mai multe fundițe într-un coș. Legați la ochi și contratimp. Și fundițele acelea sunt foarte ușoare. Deci nu e atât de ușor să le iei și să le pui în coș. A fost atât de distractiv. Deci am râs o grămadă. Sau, cum se numesc, acadelele alea de Crăciun, candy canes, să le arunci pe o beteală, pe un fir din ăsta de beteală, întinsă agăț, le-am lipit cu scoci, nu contează, și să încerci să nimerești acadelele acolo. Ce am mai făcut? Să iei de pe masă niște monede cu două linguri. Și cine reușește să pună cele mai multe linguri în 30, cele mai multe monede în 30 de secunde. Sunt o grămadă de astfel de exemple. Dacă sunteți pe rețelele de socializare, sigur v-au apărut și vouă tot felul de jocuri din care să vă inspirați. Asta este o tradiție care sper să ne țină cât mai mult, pentru că schimbă dinamica zilei. Nu stăm doar la masă ore în șir să intrăm în cine știe ce polemici, Doamne ferește. Ne distrăm, râdem, am râs cu lacrimi. Data trecută am făcut astfel de jocuri și de Paște și a fost și un premiu la final. Bine, au fost mai multe premii și data trecută, premii din astea normale, nu vă imaginați că cine știe ce. Și a fost, repet, foarte distractiv. Deci sunt multe amintiri frumoase, bineînțeles, dar aceasta mi-a rămas mie în minte. Un cântec de sărbătoare pe care îți place să îl cânti de fiecare dată. Un colind de Crăciun sau, mă rog, un cântec specific de Crăciun. I don't want a lot for Christmas. There is just a thing I need. I don't care about the presents. Nu e adevărat. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own. More that you could never know. Make my dreams wish come true. Maybe all I want for Christmas is you. Și tu, cara. Ooh, baby. Da, eu mă distrez. Sper că și voi. Mă rog, și îmi place să cânt Dom-dom să înălțăm, pentru că nu mă pot abține. Acesta este colindul pe care le știu cap-coadă fără probleme. În rest sunt foarte triste. De ce sunt atât de triste? A, da, pentru că sunt toate religioase. O jucărie nepopulară pe care ai vrut-o în anii trecuți. O jucărie nepopulară? Nu cred că am vrut neapărat nici jucării populare. Nu am așa ceva, dar sunt foarte curioasă dacă aveți voi. Nu mi-amintesc să fi fost foarte impresionată de jucărie atunci când eram mică, sincer. Îmi plăceau păpușile și voiam și eu păpuși, dar n-am avut așa vreo disperare din asta. Un moment când inima ți-a crescut trei mărimi, three sizes, ok? Nu vrem chestia asta pe bune. Deci un moment din acesta care te-a impresionat. Un moment emoționant, tot în perioada sărbătorilor, probabil că sunt multe legate de fete, de nepoatele noastre și, ce să zic, e foarte, foarte drăguț, mai ales când vine Moș Crăciun. Un moment în care ai crezut într-un miracol sau o dorință de Crăciun. Nu știu dacă mai sunt întrebări, cred că mai e o altă întrebare la care aș putea să dau răspunsul legat de Cara, pentru că am primit-o pe 24 decembrie, sub brad. Dar a fost un moment când eram eu mică, în care, după ce a venit Moș Crăciun, a rămas ușa deschisă și a fost așa un vânt, înțelegeți voi? Un vânt care m-a făcut să cred că Moș Crăciun chiar există. Pentru că a fost, știți, dacă eram în filme, deja se auzea și așa cu niște clopoței. Deci fix ca în filme. Și nu o să uit niciodată momentul acela, pentru că pentru mine a fost foarte special. Și ultima întrebare, o zicală preferată de Crăciun sau o expresie preferată de Crăciun? Poftă bună? Nu, glumesc. Hai să ne jucăm!
Asta o să fie, da. Dar sunt foarte curioasă, nu știu, în afară de sărbători fericite, nu știu ce să zic. Dragilor, acesta a fost tag-ul. Așadar, dacă vă simțiți confortabil, vă rog să-mi răspundeți în comentarii, pentru că sunt foarte, foarte curioasă. A venit acum momentul să răspundeți și voi la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas alături de mine și astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Vă invit aici în comunitatea mea. Ca de obicei, vă repet, veți găsi în descriere întrebările, dar și linkul unde puteți deveni membri ai canalului și unde puteți participa la clubul meu de carte lunar. Să aveți o zi, o seară, o după-amiază, o dimineață minunată. Ne vedem mâine! Pupipa! Hai și tu, Cara! Zici tu! Haide! Pupipa! Of, cred că te deranjez. Pupipa!